De ce mi-apare mie gunoiul ăla la recomandări? Azi o să avem ceva de muncă. Roți noi, baby. Nu-s chiar așa grele, dar te chinui puțin. Ulala! Mai întâi de toate, trebuie să mă spăl pe mâini, adică... Prima oprire o facem la Carrefour, trebuie să-mi cumpăr o mânușă cu care normal să spăl mașina ca în fiecare vlog și o baterie de 9V. Beculețul ăsta roșu înseamnă că bateria microfonului e pe terminate. Iar în curând o să se audă gâjeală și fâșială. Să-i dăm drumul. Vedem aici, yeah baby, vulcanizarea non-stop de pe virtuțe. Muncesc, frate, muncesc. Muncesc și mă murdăresc. Aproape gata, frate. Misiunea numărul 2. Acum trebuie gen să facem și o resetare la presiune pneuri. Ok, pentru că în momentul ăsta am schimbat roțile și nu mai afișează nimica. Perform reset. Inflate all tires. Reset only possible when stationary with ignition on. Ok. Asta înseamnă că o facem cât o spălăm, nu? Incredibil cât de ușoară se simte mașina cu cauciucurile astea. De fapt, cu jantele astea. E pana mea, deci mega super ușoară. Deci e un fel de coadă. Cam așa de mare coadă. O să stăm ceva. Perform reset. Văd că afișează și în bord aici. Cred că am făcut o treabă destul de bună. Știți ce urmează, nu? Trebuie să car jegurile astea tocmai sus. Oh, boys. Boy, mate. You for real, bro? You may even lift? It is a twig. Pa, cauciucuri de iarnă. Ne vedem. Blană, tocmai am terminat de văzut un episod Flash. Sunt la episodul 3 din sezonul 3. Mi se pare un serial pașnic, așa, nu e cine știe ce, dar e bun de văzut, de adormi la el, e ok. Urmează să mă joc puțin, adică să băgăm niște muzicuță frumoasă, ok? O să fac un mix de vreo 10 minute și apoi mergem să mâncăm, să mâncăm. Vedem ce zice. E cam aiurea să mixez de pe scaun, dar în dormitor așa se face.
distrat și cu muzica pe ziua de azi. Zinger, baby. Să vedem despre ce e vorba în toată nebunia Zinger. Să-mi spuneți ce părere aveți, ok? Gata și cu Zingerul. A fost decent. Unul pe lună merge. E ora 9:30. O să încerc să fac ceva cu skate-ul. Mai întâi de toate, o să trebuia să-mi iau niște protecție. Casca asta e de la snowboard, dar se poate face gen și pentru skate. Îi scoți bureții ăștia la ureche și cam asta a fost. Yeah, baby! Adică undeva la Politehnică, în spate clădirea automatică. Când vii frumos despre bulevardul Maniu, în stânga automatică, în dreapta se face o stradă care de fapt o vale foarte, foarte, foarte abruptă, să zic. Înclinat e super mare, unde prins ceva, cred că un 50-60 la oră lejer. Numai că pe un pennyboard, adică ceva de 40 de centimetri, îți pierzi echilibru destul de rapid. O să fac câteva încercări și apoi o să-i dau drumul. Am scăpat. Prea ieftin. Facem o analiză a pagubelor împreună. În primul rând, asta e ruptă. Și plasticul e făcut praf și el, dar mâna e în regulă. Asta înseamnă că și-a făcut treaba. Asta e și ea în regulă, e doar epiderma, nu mai este de fapt. Asta mică și asta, la fel, nu mai am pielea. Genunchiul e forță, aici e hârjunit. Bă, ce să zic, asta se numește că încerci. Încerci să faci ceva și se aplică în orice domeniu, doar că poți să ai răni fizice sau psihice, nu? Ok, hai să verificăm și câți abonați mai avem. 508. 508, ladies and gentlemen. Dacă ieșea faza asta bine, acum aș mai fi avut chef să ies la o tură prin oraș, frumos, cu mașina. Este 11 fix, dar din cauza că m-am șubrezit și chestiile astea se vindecă în cam 3-4 zile, o să stau liniștit, fac un duș, mă apuc de un edit frumos și mă bag la somn. Și o să se cam încheie seara cu asta. Ok, a fost un vlog super random, știu. Chestia e că pe mine mă ajută foarte mult că l-am făcut. Pur și simplu nu aveam nicio ocupație și simțeam că nebunesc. M-am apucat să o filmez ca să îmi fac de lucru. Habar n-am care-i faza, dar filmatul mă face să îmi doresc să fac lucruri. Și eu zic că e mișto. Te face să muncești. Și de asta am făcut mai mult vlogul. N-am avut o temă, n-am avut un plan, pur și simplu m-am trezit și am început să filmez. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să vă abonați, asta e tot ce-mi doresc, pentru că am nevoie de suportul vostru și ne revedem în vlogul următor, care sper că o să fie energic, mișto și entertaining. Ok? Bun. Astea fiind spuse, mulțumesc tuturor celor care vin pe canalul meu și ne revedem data viitoare. Boom!